Dețin toate informațiile, dar probabil că 90% le-aș deține. Așa cum a zis și materialul acesta, ea și Tex face parte, vrem să o menținem în continuare, m-am străduit. Ea face parte dintr-o echipă de 72 de fabrici, dintre care doar 14 au mai supraviețuit. Iar ceea ce se întâmplă în România în ultimii 4 ani, nu avem noi de ales, este bine că se întâmplă chestia asta, costul cu munca vie a explodat. Adică dacă în primii 20 de ani, din ăștia 27 de după Revoluție, România s-a poziționat prost în salarii cu muncă mică, față de Ungaria, Cehia, când blocul comunist s-a spart, noi ne-am poziționat cu salarii mici, așa a învățat Europa despre noi și uite că nu știu ce client lua de la noi, pe Ikea, pe alt, nu contează. Și în automotiv, industrie și în textile și peste tot. De 4 ani însă România a luat o decizie și nu fac sigur care acum, că și în Rândal și toată lumea la aceeași decizie, salariile s-au dublat. În următorii 4 ani salariile iar vor crește. Au ajuns ca să fie egale cu cele din Ungaria. Și Bulgaria la fel să ține și ea de noi. Iar mai departe ați văzut, Ikea, care era una din unitățile care lua până la 90% din producția noastră, a zis, nu ne interesează, licitațiile sunt electronice, pe internet, câștigă ăla din Turcia, câștigă ăla din India și așa mai departe, încât noi nu am mai prins acele contracte. O să vorbim și despre investiții, că am înțeles că aceasta este una din întrebări. Și mă bucur că, uite, văd că și câțiva domni de la marketing sunt aici, cu care am început încă de acum 5 ani de zile vizite la târgurile de la Frankfurt, să vedem, domne, ce șansă mare industria textilă, serii lungi, ca acolo ne-am poziționat noi, serii lungi, milioane de metri neari, față de serii scurte. La serii scurte e foarte ușor, mai ales la confecție, dacă discutăm, știți, toții care de diferența, confecțiile poate se pliază, poate au șanse să se adapteze, dar la serii lungi, Turcia acordă acele subvenții de zeci de ani de zile industriei textile, din, mai ales din zona de sud, încât un bacu, care e materie primă, ajunge la preț de țesătură. Ei nu sunt Uniunea Europeană și aceste subvenții sunt de peste 30%. Ca urmare, toate țesăturile din țară, inclusiv a noastră, filatură discută, s-au închis. Ok, asta s-a întâmplat. Mi-aduc aminte pe Gabi Tischer, care s-a dus el la târgul Secuiesc, unde tot un investitor a investit într-o filatură nouă, la 80 de milioane și până la urmă să închidă. Pentru că nu avem șanse, nu putem fi competitivi. Europa a părăsit industria textilă, a lăsat-o să o facă alții care pot mai bine și am rămas noi câțiva elefanți. Iar și textul are și plusuri și minusuri. Cu plus este că este emblemă, că știm să facem lucrurile, dar cu minus este că nu mai vrea nimeni să facă industrie textilă, tot să uită ca prețul ăsta să fie foarte ieftin. Și atunci eu de 5 ani am înțeles dansul și jocul și am zis, ok, hai să părăsim textilele serii lungi, hai să intrăm pe textile tehnice, le-am numit și știți și voi, serii scurte, înnobilate, cu procesări, încât să putem supraviețui. Foarte optimist am fost când am fost la târgul de la Frankfurt și am văzut că 3.000 de firme erau la acel târg, adică industria textilă în Europa nu a dispărut, mai există, dar nu modelul nostru. Nu serii lungi, nimeni nu mai are zeci de războaie, finisaje, nu. Au secții de 20-30 de oameni care au cifre de afaceri uneori mai mari decât ea și textul și care fac o țesătură de anumit tip. Că este tifon, să spunem, că este o țesătură pentru asfalt, că este... Dar nu mai fac serii lungi, pentru că clienții care iau serii lungi, tip Ikea, tip MovExpert, tip Dedeman, și la Dedeman am încercat să livrăm, până când cineva ne-a copiat produsele și aduce din China la preț mai mic. Acum nici China n-a ajuns să aibă prețuri așa de mici cum era înainte. Dar suntem în această dilemă. Avem, de exemplu, la SCR Piatra Neamț următoarea poveste, că dacă dau exemplu că și aici în Iași salariile sunt mai bune decât la Iași Tex, o să vă supărați. Dar când dau exemplu în altă oraș, lumea e mai deschisă. Deci cei care lucrează la Piatra Neamț au și zis, domnule, s-au mărit salarii cu 50% la bugetari și un brancardier la spitalul din Piatra Neamț ia 3.000 de lei. Și ăla doar de două ori pe zi dacă cară câte pe o rotargă. În rest stă. Deci s-au mărit cu 50% salarii la bugetari. Chiar ieri aveam discuție la Cluj cu niște oameni dacă sunt de acord, oameni de afaceri. Și am spus, bă, nu sunt de acord ce au făcut domnii ăștia că au mărit la bugetari, că prin metoda asta împinge și salariile la privat să crească, dar cred că e un rău necesar. Adică noi trebuie să ieșim din prizonierea asta, să plătim prost,
să ne exploateze alții pe noi. Nu uitați că și eu sunt aici. Iar și Teș are 1,7 milioane de lei pierdere pe acest an. A avut și anul trecut și acum 2 ani și m-am tot săturat și obosit să tot să finanțăm, să finanțăm, să finanțăm până când. Pentru că oricum nu-i pasă clientului, că e Ikea, că e Mobex, că e care nu-i pasă. Asta e prețul, te încadrezi bine. Nu te încadrezi, mulțumim. Iar cei care au făcut investiții, că îi cunosc pe toți care au făcut investiții, și la Satul Mare, și la Negrești, Oaș, m-am întâlnit, toți gâfâie. Că ei arată, vai ce bine e că mai produce, e mai mult un ego al lor ca să dea de lucru la mii de salariați. Dar în realitate nu e unul fericit. Și ce înseamnă să fii fericit? Înseamnă când rămâi măcar cu 6%, 8%, cât din banii ai să facem o zugrăveară sau o hidroizolație. Sau să poți să mori salariile. Ori nimeni în industria textilă nu mai rămâne cu niciun profit mare. Salariile vor crește în continuare, joburile vor fi plătite mult mai bine, dar disconfortul de a ne duce pe alt post, categoric, nu îl poate salva nimeni. Pentru asta există șomajul, dar e clar că nu e suficient. Însă trebuie să fim puțin hotărâți și să ne uităm ce putem face. Am făcut asta un pic cu echipele manageriale. Probabil că mi-asum bine, n-am reușit să găsesc managerii cei mai buni sau inginerii cei mai buni. Dovadă că suntem într-o situație de a închide. Parțial sau total, sau dacă aveți o idee, o aplicăm pe voastră instantaneu. Scopul meu nu este de a închide, scopul e de a face profit. Faptul că suntem într-o poziție imobiliară bună nu e atât de important. Putem face profit și într-o zonă imobiliară bună, dar hai să-l facem. Hai să vedem. Poate să iasă bani din povestea asta. Am luat echipele manageriale și cele de la marketing. Cum am zis, le-am dus la trecut de la Frankfurt, le-am arătat. Uite să facem pârslă, că nu face nimeni în România. Hai să facem tesătura X. Nu s-a întâmplat nimic. Din cei, cred că 12 au fost în primul an, 5 în al doilea an, niciunul din băieții ăștia, cu toate că au devenit șef de proiect, n-au performat și n-au venit cu niciun nou produs. Adică e ușor ca noi să dăm vina pe lideri. Eu vă zic că eu nu sunt textilist, nu o să fiu niciodată, mă pricep doar la strategii și să văd cum am putea și la financiar. Dar dacă inginerii de aici sau maestrii de aici nu mă ajută, nu putem îmbunătăți un proces să scadem o cheltuială, atunci morim cu toți împreună. Deci, în Occident există acest tandem, există această echipă. Noi n-am reușit să o facem, dar chiar dacă o făceam, deznotământul era același. Adică moartea sau schimbarea jobului, care nu mai este pe viață, cum ne-a învățat în vremea comunistă. E clar că trebuie să avem 3-4 joburi până la sfârșitul vieții. Este un disconfort, sunt 3-4 stresuri, din nu știu ce, din textilism mă fac cofetar, din cofetar mă fac șef de turism. N-avem de ales. Eu la fel. Eu am început cu școală militară și am ajuns în altă parte. Acum am ajuns în chimie, unde n-am crezut niciodată că o să ajung. Învăț din mers. Cred că mie mi este ușor să fiu tot timpul în alergare. Asta nu înseamnă că toată lumea e la fel ca mine și e clar că am venit aici să zic unde suntem și dacă voi aveți o idee mai bună și dacă există o soluție, pe aia automat să o aplicăm, ca de acolo să trăim mai bine. Însă, trendul sau lucrurile trebuie învățate în două, ce se poate schimba și ce nu se poate schimba. Vă spun ce nu se poate schimba, încât să nu vorbim despre asta. Dacă nu se poate schimba, este inutil. Facem politică ca la televizor, ne pierde timpul și energia. Deci ce nu se poate schimba este că salariile vor crește în continuare în următorii 4-5 ani. Doi, este că textilele sunt într-o competiție cu cei care sunt în afara Uniunii Europene, care au avantaje competitive, toată lumea știe, sau dacă nu vreți informații, vă, colegii sunt aici, care au acces la aceste informații privind subvenții din Turcia și din alte părți. Au, și nu contează tehnologia, când ăla are subvenție, 30% nici nu contează ce război ai. Noi am luat 24 de războaie, noi nouțe, cred că mulți dintre voi sunt de pe atunci, că avem 14 ani de când sunt și aici, și nici nu le folosim la toată la capacitate. Deci nu tot timpul tehnologia este singura problemă. Problema este, hai să vedem și implicarea, și inovația, și produse noi, și dacă vrea și piața. Uitați-vă că piața s-a schimbat radical. Nu mai merg firme coloși, giganți, mari, tip integrate. Nu sunt în Europa. Firme ca aceasta s-au schimbat modelul. Și nu numai aici. Și metalurgie s-a schimbat și industria auto. Noi trebuie să ne reprofilăm. Și eu cu dragă inimă, mai ales că am născut în orașul Iași, aș dori și 100% Iași Fix va continua. Dar pe ce palier depinde de oameni? Am încercat și cu cânepa. Câte n-am făcut? M-am dus ca să ce? Să relansăm puțin cânepa. M-am dus eu la Institutul ăla de la Roma, în ăla de la Timișoara, la târguri. Eu am vorbit cu o grămadă de specialiști. Hai să încercăm să facem și cu Ikea, care și-a făcut acolo o secție. Tot n-a ieșit nimic. Deci apa dai o tonul la cântec dacă după mine și-a luat 1, 2, 3 au atitudinea să ni se spună, să ni se lase, noi nu ne implicăm.
plecăm, dacă ni se zice da, dacă nu, plecăm la ora 16 acasă. Deci cred că n-am reușit, și asta mi-o asum, și de asta și e bani, să găsesc o echipă care să rezoneze, să ne reprofilăm. Deci ce știm este așa, nu mai există nicio firmă serii lungi, de milioane de metri liniari în Uniunea Europeană, pentru că nu suntem competitivi. Curentul a crescut. Să vă spun ce probleme avem pe mediu, ce amenzi trebuie să primim pentru stația asta de tratare și epurare. 400.000 de lei este ultima amendă. Deci nu mai suntem doriți să poluăm în centrul orașului, nu e o problemă, ne putem muta. Sunt 22 de jucători în Ustra Confecțiilor și Textilul în orașul Iași, mai mici ca noi, care imediat s-ar asocia cu noi. Ne mutăm la el și primarul a vrut să ne mutăm, dar la un liceu, unde nu avea stație de tratare și epurare. Deci problema nu este că închidem, ne mutăm, la unde ne mutăm e mai bine, putem avea profit, încât să mai dăm și niște salarii mai bune. Pentru că cu toții o să vină vremea, și eu am 50 de ani, dar o să vină vremea să dăm bani pe medicamente. Deci nu ne mai permitem aceste salarii proaste, care nu eu le dictez, ci le dictează concurența. Care spune, ori te cadrezi în prețul ăsta, ori dacă nu, mulțumim ea din altă parte. Și din altă parte nu e din România, foarte puține firme din România sunt rentabile. Iar alea care se dau rentabile, vorbiți cu ei și uitați indicatorul Ministerului de Finanțe, abia gâfâie. Ei încă n-au ajuns la os, cum au ajuns noi să recunoască. Dom'le, trebuie să părăsim brațul ăsta. Cum? Vă spun, fratele meu, mai mare decât mine, este deparator la TV. Adică repară televizoare. Meseria asta a dispărut. Nu mai există. Nimeni nu mai repară niciun televizor sau aparat radio. Toată lumea le aruncă. Sau dactilograf. A dispărut. Au plâns, nu știu cât, 10.000 de dactilografi, dar nimeni nu a dispărut. S-a reprofilat. Dureros, dar n-avem de ales. Eu sunt parte din aceeași ecuație și eu trebuie să mă reprofilez, să caut ceva. Pentru mine nu. Afacerea imobiliară este o țintă. Că dacă era să vindea la ciclu 1, atunci când s-a vândut terenul cu 27 de milioane pentru atunci ciclu 1, adică în 2007-2008, după care a venit criza, acum este un al doilea ciclu. Nu știm cât va ține. În Cluj deja s-a spart, s-a dus în jos ciclul de creștere a prețului pe imobiliare. Nu cred că vom vinde în perioada asta. Dar să mergem la nesfârșit. Și nimeni din eșalonul 1-2, pe care cât am reușit eu să identific, să spună, hai mă, uite produsul ăsta să facem, sau ăsta la, sau ăsta la, sau ăsta la. Nu am găsit nicio soluție. Dar dacă voi aveți, de mine aplicăm. Când ne facem, am vrut pe DOC special și uniforme speciale. Că am văzut că se vând foarte bine uniformele DOC-ul pentru uniformă, pentru echipament de lucru și protecție. Care aveau anumite inserții, care aveau și cei de la E.ON, fiind un mare consumator de curent, că iau de la tine, dar dă-mi o să fiu de calitate. Noi, în continuare, suntem la serii lungi, calitate, adică să meargă și așa, și nu e de bine salariatul care a primit ordin și fișă, face așa. De bine suntem cu toți, inclusiv eu, cum am subliniat de 3 ori. Deci, ce nu putem schimba este că România nu mai vrea să-și bată joc de salariat, să avem salarii proaste. Salariile vor crește, vor crește, vor crește. Faptul că la bugetari, oamenii care sunt subcalificați de noastră primesc salarii mai mare, va face o presiune și cred că deja există o frustrare când fiecare vorbește în locul lui sau unde este. Dom'le, de ce? Și sistemul permite mai mult. Vă uitați la indicator și o să vedeți. Nu e unul care suge de aici sau există o risipă. Modelul de business nu mai este rentabil, cum nici modelul cu tractor din ăla vechi nu mai e și acum sunt tractoare mult mai performante sau alte tehnologii de a face, de la agricultură până la a face și pizza. Și pizzeriile s-au schimbat. Deci noi ori ne reprofilăm pe ceva, ori modelul vechi cu țărita am ajuns de la 1200 de oameni la ultimii 140. La Nova Textile la fel. S-a închis tot și am mutat o parte din utilaje aici. Dar mișcările astea sunt în toate industriile textile. Nu înseamnă că industriile textile va dispărea. Dacă găsim un om pasionat, nu am și la universitate, ce profesor slab am găsit? Hai mă să dezvoltăm, să facem și au fost ceva, niște idei cu... Dar tot așa, chiar avem și un îndorsat de fonduri europene cu cercetare. Păi, eu nu am încredere că ies o țesătură specială. Dar dacă mâine voi găsi, am fost foarte încântat de cânepă, care era o mare filozofie. Noi, România, eram al patrulea mare producător de ir și cânepă și țesături din ir și cânepă de pe de planetă. Și pe la Rus era prima. N-am reușit să adun o masă tipică de oameni încât să o facem. Chiar și cu elevezii am discutat, care aici, lângă Turnești, aveau 7.000 de hectare de cânepă. Și iau și zic, domnule, unde vinde cânepa? Pentru că nu mai există nicio topitorie, nicio țesăturie. Și asta, hai că o să facem noi această investiție.
Nu am reușit să o finalizez, ceea ce nu înseamnă că nu putem continua. Dar trebuie să ne adunăm vreo câțiva. Într-adevăr, dumneavoastră sunteți mai încolo, mai la eșelonul 2-3. Spuneți, păi, eu nu pot, eu sunt motorul, cutia de viteze, cine e șoferul, vorbește cu ăla. Ok, îmi asum acest lucru și vorbesc și cu echipa mea de management, dar nu am reușit să găsim o soluție. Deopotrivă, ce trendul este că salariile în continuare de astăzi în 4 ani vor fi duble. Pentru joburi mai prost. Mai slabe calitativ, adică pentru calificare mai slabă decât aveți dumneavoastră și decât avem noi cei care sunt aici. Deci, eu vreau să continui și textul și când găsesc prima scripire, vreau să continue. Nu contează locația. Nu contează că mergem aici sau mergem în Tomești sau mergem în altă parte. Locații sunt în care să ne ducem. Locația, și este o prostie, și voi dacă ați fi să ai asemenea plasament, să spui, hai să nu profităm de el, 14 milioane și când ai va face și ne să ne dezvoltăm. Avem și datorii la prunci, ne achităm și impozitele vreo 4-5 milioane, încât mai rămân vreo 4. 4 milioane de dezvoltare. Secția viitorului. Și mai o facem. Dar acești 4 milioane să aducă profit. Pentru că altfel vine un alt manager și spune, punem în partea asta. La chimie sau unde vrem și produc acolo profit. Aici este toată povestea că n-am reușit să coagulăm și, într-adevăr, România are o dramă, nu e așa textul. Suntem într-o etapă, eu nu vreau să fac politică, n-am fost niciun partid, dar de la acest individ care se cheamă Băsescu, parcă, toată țara asta s-a dezbinat. Nu mai e nimeni interesat. Noua generație, tinerii, sunt mai cu creierul mai liber, dar între noi există numai invidie, râcă, poliție, ziariști care, nu vă las după ziariști, ziariștii nu urmează nici interesul vostru, nici al meu, mai ales ăștia de cei care sunt plătiți de SIF. Există o ceartă cruntă între mine și SIF Moldova, acest tovarăș care este la SIF Moldova fiind de securist, ușor să vă dați în ziare, care spune că domnul nu o să vinzi nimic dacă nu vinzi mie. Și avem ofertă de la el, este faptă penală, dar nu o rezolv zicându-vă vouă sau zicând la ziariști. Ei, și eu nu cedez. Facem licitație publică dacă este să vinde vreodată și nu cedăm să vindem la SIF. Și atunci sunt procesele astea de blocaje. Că dacă nu erau procesele astea de blocaje, poate că existau ceva bani. Dar chiar dacă existau ceva bani, tot nu știu, eu nu știu, spre ce să investim. Băieții care sunt marketing, comercialul, nu au venit cu nicio idee. Toată lumea este să stăm, să nu facem nimic. Stocurile alea care avem de, parcă mai sunt 8 milioane de lei. Stocuri. Hai să le reprocesăm, să ne mai inovinăm o dată. Ce-ți proaste le aruncăm, dar restul sunt cash. Astăzi nu are societatea niciun cash. Nu are lichidități. Dovadă că are și TVA restant. Dovadă că și povestea asta cu salarii compensatorii, cum se vede la mine și apoi, dacă aveți noastră pe cineva care are întrebările formulate, e bine ca să facem și un schimb. Despre salarii compensatorii, cum văd eu? Din păcate, profesie n-am ce să fac, sunt și avocat și partea asta juridică, nu pot să mă mint. Deci sunt convins că noi câștigăm acest proces în instanță. Tovarășul Laurențiu, care este dat afară de către noi și avem și proces împotriva lui, împreună cu fostul director, cum îl chema, Chiribuță, a făcut un abuz. Deci, repet, cum se vede de la mine. Voi aveți alți avocați, poate se vede diferit. Nicio problemă, respectăm cum se vede de la voi. Și atunci ne adresăm la a treia care se ia instanța, să vă dați instanța cine are dreptate. Eu sunt dator doar să vă zic cum se vede de la mine. De la mine, conform actelor societății, se vede pe următor. N-avea dreptul Chiribuță să negocieze niciun act adițional la contractul tip de muncă fără aprobarea Consiliului de Administrație. Această aprobare nu există. Ea trebuie să existe cu dovezi. Verbale nu există, că vorba vorba în scripta mane, deci nu e nimic scris. Și nu numai că nu este scris, dar eu personal n-am știut de această poveste pe care a făcut-o tovarășul Laurențiu. În care el s-a dus, nu Laurențiu, s-a dus Chiribuță și a semnat acest act adițional. Unii avocați interpretează că acest act adițional produce efecte. Foarte bine! Eu interpretez că nu produce efecte. Și o grămadă de alți avocați mei spune, stai niște domnul Buza că este nul de drept. Adică dacă el s-a născut dintr-o nulitate, atunci și efectele sunt nule. Și atunci adresăm aceste instanțe. Dar este o prostie să ne adresăm instanțe. Pierdem timp, energie. Și apoi mai vorbesc și alții dintre noi. Mai bine ne înțelegem cumva. Adică și eu vreau să cedez ceva. Poate și voi cedați. Sau dacă nu, asta este. Mergem, vorbătește la instanță și ce spune instanța, eu aia fac. Dacă instanța spune că trebuie să dau 4 salarii, nicio problemă, dau 4 salarii. Dar eu cred că dacă actul este nul de drept, n-ar trebui să dea. El s-a născut prostește. Adică în contractul colectiv de muncă scrie clar că se dă un singur salariu compensatoriu. Doi, mai scrie că contractul colectiv de muncă se negociază numai de către CEA. Ori nu există nicio dovadă
că s-a negociat de către CEA, e evident, n-avem nicio probă. Chiar mai mult, după ce s-a negociat, atât de prost a fost Laurențiu și cine a făcut acolo Chiribuță, încât spune, aducem la cunoștință Consiliul Administrației de acest act adițional. Păi bă, n-a dus la cunoștință, trebuie să-ți aprob. Nu? Ce ești tu să vă la cunoștință? Că de-aia sunt trei lege, unul mai sus, să aprobă ăla de jos. Dar, acum, eu înțeleg din alt, deci juridic, am discutat cum se vede povestea cu salariul compensatoriu. Acum să discutăm uman. Uman este că un salam n-ajunge. Hai să oferim mai mult. Deci, și am zis acel mesaj. Păi, hai că oferim două salarii compensatorii. Sau hai că oferim din țesăturile astea care le avem. Pentru că astăzi nu avem deloc lichidități și facem... Dar numai că ele cred că nu sunt vandabile. Din astea de știți mai bine. Exact. S-ar putea să n-aveți. Eu nu le-am văzut. Știu doar de dominant. Și anume, cum găsim o cale de mijloc? Dacă ne apropiem de trei salarii compensatorii, ok, era o cale. Fie și cash, fie și țesături din astea, care nu le știu. Eu nu le-aș proba sau nu le-aș accepta la celuilalt. Și atunci, ai care de mijloc de văzut, cum e credeți că e mai bine? Cine a 4, cine a 1? Nu, ați înțeles foarte greșit. De exemplu,
3 ani licențătura. Ăla normal că va lua un salariu. Ăla care are 25 de ani, va lua 4. Dar făcând domenii generală, va ajunge din partea dumneavoastră. Deci, uite, ar fi idee bună. Să stabilim păi nu un salariu cât e vechiul CCM, nu două, cât am propus eu, să fie două jumate în media, dar criteriile stabiliți voi. Cine e a 4, cine e a 3, cine e a 2, cine e a 1. În media să fie două jumate. Este păcatul în președință la noi și s-a construit un filial spărând în Biola-Ozelaia. A spus că n-am adus echipă managerială. Acum ați adus echipa care ne-a dat la temelii definitiv. Ne-a adus echipa care ne-a dat la temelii. Ne-a oare nu ne-a mai. Da. Și lumea s-a schimbat. Pe urmă, dacă vorbesc, altă lume era. Nu mai e. Când ați venit la noi, cum era curtea asta cu un președinte? Era. 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 Avem salariați, avem mașini, avem tot. De ce nu, de ce nu pornim noi? Cu criteriul care ține de la doamna și dacă mai dorește și altcineva care este corect, este că cei care se apropie de pensie mai greu își găsesc un loc de muncă și atunci să aibă un maxim mai mult de 2 jumate care e media. Asta e un lucru bun. Dacă mai aveți la 53 de ani? Depinde. Uite, eu caut acum bonă și caut dincolo de 50 de ani, altfel... Da. Și se câștigă bine. Stai să găsesc acum și locul. Dar e ușor. E mai greu. E mai greu. Domnul președinte, dar noi nu vrem salari. Vrem să muncim. Vrem să muncim. Loc de muncă. Deci dacă ne rugăm să muncim. Mare sensatea de pământ este toate valorul acolo. Eu vă aș întreba la cât e păbri și-o mai poși cât s-o dărma toată au avut aceeași valoare ca noastră. În ce sens? Fabrici funcționate bine, altele mai puțin. Nu mai nici nu suntem, într-adevăr, cu valoare. Dar drama nu e teren. Drama e că nu avem un job. Ce să faci? Aveți o idee. Textila aia care o propune și are rezultatul pe durtirea de bine, eu o fac. Investi bani. Dar tot timpul o să spuneți că cresc aceste salarii. Deci dacă noi acum, cu minima de economie, nu suntem, dumneavoastră ca și grup, în stare să-i dați bonusul la timp. Și să țin fabrica asta în picioare. Și în perspectivă. O singură perspectivă, văd din partea dumneavoastră. Nu. Și atunci, facem încă 5 ani... O venit comenzi cu 5.000 de metri și nu au pus să mai primească. Sunt comenzi medici și nu mai primești. Nu mai este rentabil în România, mai bine ție din Egipt. Dar țesături speciale în Germania se produc cu salarii de 10 ori cât noi. Hai să facem jobul ăla de acolo. Hai să facem jobul ăla. De exemplu... Dar așa de jobul ăla de venit. Nu poți să faci mai de calitate. Totul pornește de la tine. Știți foarte frumos. Domnul director, aveți bărbăția să recunoașteți. Când ați mai vrut să luați comenzi de 5, 10, 7, 9 mii de metri, ați spus nu se mai ia nimic pe zi. A venit Dobre, a venit Domur, a venit Boema, a venit nu mai știu. Și ați spus nu, nu se mai ia din ziua, de azi nimic. Deci noi puteam să o gândim, să o ignim așa la dea, hop, 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 hop. Dar nu s-o mai vorbim, nu mai vorbim de ales. Opa! Credeți că avem... De la financiar. La toată lumea ne îndrept un rău pantalon. Dați-ne salariile noastre, lăsați-ne așa, în păcate. Asta-mi spune mie, că eu sunt la comenzi. Aici s-a produs o greșeală de la noi, de pe vremea lui... În care o fabrica de spume trebuia să facă aici și n-a fost atent deloc. Metaforul, nu? Oian a făcut o eroare, nu știu de ce, a luat și o canapea, s-a însușit alte erori. Și ei, cei de la Aramis, da, dar fac altceva, fac un produs complet. Era nu un era. Da. De acord, numai că ei luau, nu, făceau canapeaua, făceau țesătura, au și vânzare proprie cu Aramis Feelings, deci aveau 4 procesări la rând. Noi n-am reușit să avem 4 procesări la rând decât când aveam filatura. Filatura s-a oprit la nivel european, că nu mai e rentabil. Confecțiile nu ne-am dezvoltat suficient în ce mai procesăm. Și am căutat acea imprimerie. Și m-am dus la negocul ăsta de la Vastex, să negociez cu el, în Negrești Oaș, acea imprimerie de jandarm, să o mutăm din două păduri de utilaje, să facem una singură. Ori aici, ori acolo.
ce ăla e visător, că nu se poate, că... Și nu s-a mai compensat nimic. Erau bine. Și noi, din 10.000 de utilaje, 5.000 n-ai ce să faci. Dar 5.000 utilaje sunt bune. Și ieșea o jucărie, o fabrică, ca să reziste la 4 sau 5 firme. Deci au venit 5 firme și au licitat pentru războaie, noi care le vin mai aici să nască lucruri. Da. Și noi nu știm ce să facem cu ei. Mândri lucruri aveți, calificați, de toate. Nu au fost băieți, nu au fost băieți. Nu au fost nimeni, nu au fost investească în noi. Tot am dat, Dar noi mai investim nimeni. Așa a rămas așa undeva. Pentru că noi războaie nu s-o investit în ultimul timp, nu s-o dat parifiesc, nu s-o dat. Ce să faci calitatea? Din ce rindrepturile, nu investit. Din inima rânță, mâine când dă șomajul, când am să riscăresc. Mă duc și mă duc la doctor, mă înscot din boală și îmi scot la revedere. Asta este. Trebuie să trăiesc și eu, domnul președinte, nu mama ta. Mata poate trăiesc și cel mai mare. Eu trebuie să mă rog. Când ea primește șomajul, ați pus întrebarea? Nu am bani de mâine, eu bani de mâine. Vă dau clar, nu merg să nu mai ajung de calculele arătate, că nu mai sunt detalii să vă spună. Confecțiile sunt la limite. Confecțiile, dacă scad toate posturile de TESA, atunci el mai poate supraviețui. Dar nu știu dacă mai mult de un an, maxim dă. Deci, pe mea, că și confecțiile au un deadline. Dacă nu, căutăm să facă până acum, nu suntem chiar la confecție, suntem subcontractanți. Dăm la alții. Ce ne dau ei niște resturi? Ia fa asta și la ce preț vrea eu. Altfel, dacă nu, se supără și în Bulgaria sau nu știu unde. Așa dat o livrare în Bulgaria, nu? Sau la Sefer și alții. Care și ea poate din foame de contract, acceptă orice. Într-o zi o să ducă și în jos. Deci trebuie de adevăr să ne... Să avem o inginerie, colectiv de creație, să spunem. Facem o salopetă, hai să o creăm. Să o facem noi și să începem ca să predăm. Da. Dacă au s-a dezintegrat, ești colectiv. Dacă de la postul, da. Putem să facem și de mâine. Banca de pe așteaptă de mâine la ce avere a ieșit să dea un credit. Un credit doar de 2 milioane de euro astăzi. Dar utilajul ăla aduce profit. Uite, dumneavoastră lansează un dosar de fonduri europene pe anumite de țesătură. Eu nu am încredere că acela poate să aducă profit. Prevede investiții de partea noastră de cât? 700.000 de euro. 1,9 milioane de euro. E o țesătură specială cu niște cercetări cu cei de la Universitatea de aici. Dar m-am uitat atent la calcule, nu cred că aduce profit. Ne trebuie care țesătura aia deșteaptă, care utilajul de bea așteaptă la care lucrurile se vândă. Ia de aici, banca de bea așteaptă să pună credit dacă ai avere. Aici stăm bine, grupul SCR are ceva avere și poate garanta. Dar în partea asta la altă, ideea e bună, dar oare managerii o pot aplica? Sau mai... Că să le iați eu pot, sau să le iați eu problemă. Și cum așa din prima? Când m-am luptat cu celălalt din prima? Da, m-am luptat cu ultimul litru. Tot cu ea, ne-am luptat. Hai. Așa din prima. A, da, hai. Deci, acolo un târg în Elveția și după aia în Austria și am văzut o mașină de imprimat. Încăpea în sala asta de aici. Această mașină de imprimat în România nu exista. Ea imprima 3D, deci în relief. Toți cei 4-5 clienți care aveau nevoie de mașină de imprimat, importau țesătura și procedura din Turcia și din Spania. Nu s-a adunat încă o masă critică încât să renteze o investiție. Ea costa 1,5 milioane de euro. Și am zis, hopa, hai să o facem. În Amonte și în Avalia și Texo avea 700.000 de euro. Adică nu trebuia să faci totul, că aveai pregătirea și în partea asta la alte finisajul. Spălarea, tratarea și toate astea. Și piesa asta de utilaj nu costa foarte mult. M-am dus, am fotografiat-o. Și cred că am mai mult de pe cap și cred că prin asta înțelegeți că m-am implicat, recunosc, cât s-a putut de mult, dar dacă și despre mașina de imprimat am învățat.
Nimeni de aici, împreună cu Druhai și cred că și ceilalți colegi de la marketing, nu au rezonat. Hai mă să continuăm. Am găsit una în București, second hand, tot așa, luată din aventurier, o firmă care s-a lansat și a dat seama că nu poate și o ținea. Asta bătă-mi mie. Și ți-o plătesc cu plata în rate. Am ajuns la să zică, dacă nu vă place, vă dați înapoi. Și totuși nu s-a făcut. Deci, de bine... Mi-a ca președinte. Acum am zis un locheasă, după aia. Dați la teatru cu tine. Când vedeți schimane, aveți sau poate... Așa? Cam așa. Îmi puteți zice un om bun de textile? M-am dus la toate fabricile din țară. M-am dus la universitatea de aici. Îmi dați un model să spuneți, da, oamenii buni s-au adunat în stânga și noi suntem în dreapta. Părerea mea că toți suntem pe acolo. Nu ne mai implicăm. Ciuclea, mă, ciuclea. Deci, rentabilitatea din economie dată în felul următorului și investiții trebuie să se amortizeze în 7 ani. Dacă în 7 ani ea nu este în stare, ea costă 1 milion, dacă nu și-a revenit în 7 ani încât în anul 8 să muncești pentru tine, atunci anul o să o faci, să o facă alții. Și noi am ajuns deja peste 20 de ani, deci nu mai rentează. Dar sunt afaceri care și în 3 ani. Și am făcut două fabrici de curent electric care în 2,37 de ani s-au reîntors banii. Aici e pupa, că în textilele noastre nu se mai întorc banii prea curând. Și uitați-vă, 24 de războaie, dornieri, noi nouți au fost cumpărate aici. Și de atunci, care au fost efectele? Cine își mai aduce aminte? Păi când ăsta muncea la viteză mai mare, în partea aia altă se opreau automat, că nu erau alea adaptate la viteza și standardul de aici, nu am folosit niciodată 3 schimburi, salariații nu au fost buni, alții nu au fost, adică tot suntem... Merge și așa, vine peste tot. Și acum trebuie să ne gândim ce e de făcut. Dacă aveți o idee, eu vă zic, o aplicăm. Dar să fie o idee de textile bună. Salarea a făcut de bine. Salarea, când am spus cu mașina respectivă, nu merge pe țesătura respectivă. Să insistați. Domnii de mai sus, dă-i drumul că merge. Dacă cartea spune, reduce când ai o țesătură grează. Domnul Iisus, bagă mai mare, cum trebuie plan. Să scoți și impozitul care stă acolo la iurea. Adevărul este că acum e vina asta salariatului sau din partea dumneavoastră. Nu puneți mecanici de locomotivă. De acord, dar de unde luăm alți oameni? Că tot spuneți, unde sunt oamenii ăia manageri, buni, care chiar știu? Așa poate știu, dar nu am dat. Prima lună, a doua, a treia, nu ui, ceva se întâmplă în jurul meu, care mi-a vrut undeva, nu? Și nu dă voi. Credeți că dacă erau salariat atâta de slabi, s-a ajungea la 100 și ceva de ani, au fost întreprinderi textile, nu au fost calificații, nu au fost cobrigării, nu au fost benzinării, nu au fost deci, asta. Doamnă, e mică de n-am pronunțat niciodată că salația sunt de vină. Am zis că cu toții suntem prizonierii acestui fapt care se întâmplă că industria textilă în România decade. De acord, sună bine, dar cum? Cum? Găsiți manager. Nu e numai manager. Degeaba am managerul. Dacă nu am și maestrii, dacă nu am și ingineri. Dacă 9.000 euro sau 3.000 sau 5.000 euro salar. Și-ți managerul stă așa, niciodată nu o să mă ia. Dați-vă unul care pune să pună creierul în funcție, se iasă cum de creier. În filmul ăsta am fost, am schimbat 10 manageri. Păi a dat pentru maestrii eu. Spuneți-mi un manager bun de România și eu mă duc mai multe. Dar care poți și activități. Hai puțin. Păi, dar acolo muncești, dar dacă se vorbea cu muncitorii, atunci aia știa... Domnul președinte, și în concluzie, ce facem cu iașitec? Concluzia, domnul președinte. Concluzia, concluzia finală. Ce facem cu iașitec? Cu convenții. Părerea noastră, părerea mea care... Repet, nu am toate informații, dar 90% le am, este că industria textilă, partea de nu mai poate continua, nu este profitabilă. Confecțiile pot continua și depinde de noi cât timp. 6 luni pot continua, 2 ani pot, dar mai mult de 2 ani dacă nu schimbăm ceva acolo. Și asta înseamnă, chiar să ducem la alte fabrici de confecții, cum fac ăia și să facem și noi identic, dar și ceva plus și diferit. Și putem să ne redresăm, putem ajunge la 1000 de oameni. N-am problema de oameni și de salarii. Aveți problema la salarii? Nu am niște salarii, vreau să scrie în bani nimic. Eu. Asta o văd cel mai mare problemă cu asta. Vă spun sincer. Nu îți spun la buzerași, cu gerașii, să poate relocați. Deci, înainte de criză... Poate, Pe,
în confecție avem două contracte din 10 care nu sunt rentabile. E stilul, efectiv, diaconescu, în care negociam un preț mare și după aia an de an scădea, ele trebuiau înlocuite. Pentru că clientul spune, mai dăm un 2% discount dacă vrei să mai lucrezi un an, mai dăm un 2%. Și atunci am zis, bine, unele poate să meargă în pierdere, dar vin altele noi care aduc un plus. Nu mai venim ca de altele noi. Dar asta nu înseamnă că nu se poate relansa. Probabil cu alți oameni. Dacă găsim niște băieți la marketing, la comercial, director, într-adevăr, eu nu am ce să zic. Domnul de aici a venit de avarie de la Cluj, nu e de profesie textilist. Dar câte anunțuri nu sunt? Cine vrea să vină? Chiar am discutat, interesant a fost cu Sofia, nu? Cum o cheamă? E o firmă care e în textile. Și tot nu s-a ales nimic. Dar de acolo eu tot am învățat cine sunt magazinele, cine sunt textiliștii, cine s-ar putea implica. Practic, trăim un fel de disoluție și nu numai la industria noastră. În toată țara asta, dacă vă uitați, și emisiunile de televizor sunt proaste, și clipurile de fotbal sunt proaste, și implicarea oamenilor. Noi dacă ne adunăm, facem o nucleotare. Dar dacă nu ne adunăm, nu mai dați pe managerul sau banii. Acum am înțeles. Mai am și eu o întrebare. Dar tot să ajungi. Am ajuns la punct final, nu o să mai facem, ei concediază, sunt legal, cum așa. Și ce nu s-ar putea da și un nou salariu care... Hai să zicem, nu o să fie 4, dar o să fie 3 medii prin fabrică, aia e posibil. Dar trebuie până acasă. În primul rând, nu s-o dat în ultima indemnizație care era în contracție. Inflația. Inflația, și inflația este... În mormântarea s-o luat. Dar s-au ajuns la un ajutor din mormântare, care era 2 milioane și ăla s-a luat. Yeah.